Nu vezi că strângă este lucru.
În Rusia, ofițerii se retrăgeau martiri. După anumită vârstă se retrăgeau la țară, la domenii, apoi îi aduceau pe boșici de țări. Îi foloseau gonașe mântătoare și așa mai departe, duceau argați într-un fel. Și prima care a fost un exemplu. Gândește-te că un asemenea bogat a adunat pe toți țăranii din împrejurime, a adunat la mântătoare și la un moment dat un copil aruncat cu o piatră și a lovit un ogar de vânătoare al stăpânului care a început să-și prăpăteze. Și atunci stăpânul i-a spus subiectului fugi și a scuțat câinii asupra lui și câinii l-au locuit la o portă. Întrebarea pe care a rămas domnului este aceasta. Unde era Dumnezeul tău când acest nenorocit a scuțat câinii, a ucis acest copil de vină la portă? Și întrebarea se poate extinde la nivelul întregii lumi. Poate că vine de Ivan Karamazov, vine Dostoevski, construiește acest personaj. Ne spune un lucru și anume, Doamne, o fi Dumnezeu, dar Dumnezeu acesta nu are nimic comun cu lumea aceasta. Nu vezi câte răutăți și apoi întrebarea cea mai grea pentru răspuns este de ce suferă inocenții? De ce suferă copiii? De ce suferă cei nevinovați? De ce? După aceea, de ce este atâta suferință? De ce este atâta nedreptate? Sunt întrebări care vi se pun. Ori răspunsul pe care îl dă și Dostoevski la această întrebare, dar răspunsul pe care îl dă creștinii este acesta. Inocenții suferă pentru că mai presupun foarte mare inocenții suferă pe copii. Da? Mare inocenții Fiului Dumnezeu n-ar suferi împreună cu ei în taina crucii. Atunci, întrebarea ar fi legitimă și am dat răspuns la întrebarea acesta. Da. Viața este, mai ales viața celor de suferință, este o fatalitate. Încercările și suferințe, și ne referim aici la cei care suferă în întreagă viață, lucrând, știu eu, o malformație congenitală, o neputință, lucrând în toată viața aceasta pământească, totul este fatalitate. Dacă n-ar exista taina crucii. Taina crucii este aceea care, pentru mulți dintre filozofi, este o absurditate. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel spune cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie. De ce? Pentru iudeii se teamă, pentru păcătuirea pe lui. De ce? Pentru că nimeni nu poate să conceapă că Fiul lui Dumnezeu a acceptat de bună voie să treacă prin această condiție umană și mai ales să-și încurmeze viața sa cu pătimire, la jocul de suferință, răstignire pe cruce. Aceasta
logica crucii este cea care spală cuplăva. Taina crucii a făcut pe mulți să spună că creștinismul este un fel de religia spală, nici în Dumnezeu. A neputincioșii. Pentru ideile crucii erau ascultate, pentru că ei nu știu de a înfiui, că Mesia care va veni, în loc să elibereze de substăpânirea umană, va accepta să fie săpătinească și să fie răstignit. În afara cetății ca cel din urmă dintre rău și urător, împreună cu cei doi tâmpari. Cine are putere, trebuie să demonstreze. Pentru păgânii nu e la fel. Cum adică? Pe dacă am putere, demonstrez acest lucru. Deci această logică a crucii este greu de pătruns. Este greu de înțeles. Sfântul Apostol Pavel, în textul erotic, atunci când spune că nu răbdirea a suferit la fie în tocmai cu Dumnezeu, ci s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și că moarte pe cruce. Sfântul Apostol Pavel a încercat într-un fel să descurieze o taină care de altfel rămâne neînțeleasă. Și în fața căreia, fața tainei crucii, singurul lucru pe care îl putem spune este nu mă pricep și mă minunesc, sau cum spune într-o parte de cuvință, nepricepându-mă de nepricepul de niciun răspuns, această rugăciune a ființii, ca unii să vând noi rugători și rugători, iubiește de noi, cum spune într-o parte de cuvință. Ce se întâmplă? Taina crucii pe care Sfântul Apostol Pavel a propovăduit-o, nu este la îndemâna celor mândri. Taina crucii este suprema smerenie și ea se gustă doar în smerenie. Sfântul Apostol Pavel însuși, în momentul în care ajung la Atena, a doua călătorie misionară, prin anii 51, având de-a face cu filozofii grecești și stoici, aceștia au vrut să afle de a vorbi despre noua religie, noua învățătură, deși Sfântul Apostol Pavel a folosit o metodă, să zic, inedită. De ce? Pentru că nu putea să găsească o religie nouă dacă n-ar fi cerut aprobarea înțelepților ai Europei. Și atunci, el s-a folosit de faptul că Panteonul grecesc a văzut statuile zeilor din mitologia greacă și acolo și s-a creat Dumnezeul binecunoscut. Și atunci Sfântul Apostol Pavel s-a folosit de acest anumit și a spus, am văzut, i-a luptat, sunteți evangelioși. Pentru că străbătând cetatea voastră, am văzut mulțimea zeilor, dar dintre acei zei, am văzut și statuia Dumnezeului binecunoscut. Deci pe acest Dumnezeu pe care voi îl cunoașteți, pe acesta ne investesc eu. Va trebui de nu poți anunța că investesc o religie nouă. Eu investesc pe Dumnezeu binecunoscut. Și apoi, dacă vedeți să vă mulțumiți despre această faptul că întregul neam omenesc se trage dintr-o singură pereche de oameni și le-a convenit acest lucru, pentru că din vremea lui Alexandru Macedon, secolul IV înainte de Hristos, oare cum se liberaseră aceste pretenții că fiecare neam este unic și ideea aceasta monogenistă că toți se trage dintr-o singură pereche de oameni era familiară dar când a ajuns la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, atunci despre asta o să ascultăm și altă dată. Și epistola ajungând la Corint, imediat, deci în urmă, pentru emisionare, și-a dat seama
că nu este ușor să împărtășești ai acruci cu oameni care știu doar să asculte de forță. Adică, dacă ești deștept, trebuie să arăți că ești deștept și să-i dobori pe ceilalți în discuții, indiferent dacă ești sofist, adică poți să demonstrezi că laptele este negru și așa mai departe. Apa este negru, negru este alb. Ești deștept. Dacă ai arme, ai armată, ești putere. Și așa mai departe. Cu toate patrile. Deci, Sfântul Apostol Pavel și-a dat seama că trebuie să vorbească despre nebunia crucii. Nebunia crucii. Pentru păgâni și pentru iudei. Ce înseamnă crucea? Crucea, dincolo de toate semnificațiile vechi testamentare, de la crucea pe care a făcut-o, să zice, Moise, în momentul cu care a desfățit Marea Roșie, sau în momentul în care a ridicat șarpele în pustie și toți care ridicau se ridicau, toți cei care erau cu șarpele de șer. Și toate gesturile pe care le-a sfârșit, toate acestea care, într-un fel anticipat, se transmite în cruci. Totuși, crucea, din momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a transformat un obiect de tortură disprețuit în sânge, altar de jertfă, din acel moment Domnul se schimbă. Crucea este în carte. Iar noi, creștini ortodoxi, avem această dimensiune a faptului că răul poate să meargă până la cruce. Este și motivul pentru care ne închinăm de fiecare dată și zicem, Doamne, Doamne, ferește! Doamne, ferește! Ne închinăm și punem precedent. Deci până la cruce poate să meargă răul. Dar nu mai avem și o expresie care spune, i-a pus cruce. Adică, i-a pus capul. Până acolo poate să meargă. Și ce înseamnă? Vechiul Testament. Vedem crucea lui Iov. A văzut viclearul nefrântatul. Se apropie, vine la Dumnezeu și îi spune Dumnezeu l-a văzut pe Iov, pe decredincioșii. Și atunci, el cere voie să se atingă de tot ceea ce are Iov. Mai întâi, îi distruge averile, apoi îi mor cei dragi săi, își pierde sănătatea trupească, este lovit de lepră, ajunge ultimul om în afara cetății, de cross, roagă de gunoi la orașul și ce îi spune Dumnezeu? De sufletul lui să nu te atingi. Există așadar o limită a răului. Există o limită a răului pentru că, într-adevăr, așa cum ne demonstrează Iov, n-a putut cel putea să se atingă de sufletul lui. Ceea ce însă ne descoperă revelația Vechiului Testament de Iov. Fraților, de multe ori se întâmplă să trecem așa, de lângă moarte. Unii poate mai conștienți, alții mai puțin. Este foarte clar că în fața morții se deschide un gol. Un gol al existenței pe care Iov îl mărturisește cu. Gol am ieșit din pământ și oamenii mei și gol îl voi întoarce în pământul din care am fost luat. Domnul a dat, Domnul a luat firmele Domnului din pământ, spune Iov. Așadar, smerenia noastră
îți dai seama că nu mai există nicio scăpare. Dar există o limită a lui, pentru că în momentul în care soția lui Dumnezeu îi spune să blesteme pe Dumnezeu și să moară, atunci e o ceartă. Și în sfârșit are loc și acel dialog între Iov și Dumnezeu, pe care este bine să-l citim și mai ales în postul mare. Problema crucii este aceasta. Că răul nostru are cine să moarte. Între tragedia greacă și taina crucii este o diferență fundamentală. De ce? Pentru că această viață care este răstignită, totuși este singura care trebuie la mine. Tragedia greacă, în momentul în care s-a săvârșit programul, cum e tragedia lui Edip. Edip a săvârșit incestul cu fără să știe cu mama sa și apoi l-a ucis pe tatăl său fără să știe. Și fără să vrea. Și atunci a urmat așa cum se pune întreaga lume și întreaga tragedie greacă. În răul meu are cine să poarte. Și atunci singura soluție este un fapt jargonez, a văzut. Își fac aranjul. Se sinucid. Cei care își pierd demnitatea, cei care își pierd, știu eu, statutul. Iar Edip cere să fie înțepați ochi. De aici pornește, de fapt, taina crucii. Taina crucii pornește din momentul în care ai ajuns în acest gol existențial. Din acest adânc de smerenie, cum spune Sfântul Simeon al Păcurilor, ține mintea la viață și puteți vădăjui, de acolo începe taina crucii. Pentru că ceea ce spune Sfântul Maxim al Păcurilor la un moment dat, toate cele văzute se cer după cruce. Și toate cele gândite au nevoie de pământ. Pentru că toate se pleacă spre pământul cel înviat din morți. Singurul existând de sine însuși și având prin circunscriere toate cele provenite din el, spune Sfântul Maxim al Păcurilor. Deci, taina crucii este cea care ne descoperă puterea lui Dumnezeu în suferință, cruce. Și aici Sfântul Apostol Pavel spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Spune la 2 Corinteni. Când sunt slab, atunci sunt tare. De aceea, Mântuitorul cel răstignit pe cruce este pentru iudei sfântean și pentru neamul de bunie, iar pentru creștin, zice, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dragi noștri, ieri s-au împlinit 30 de ani de la trecerea Domnului. A mărturisit Nicolae Ștean. S-a stins pe 30 martie 1989. Un evreu care în închisoare l-a întâlnit pe Hristos. Un evreu care a probat ceea ce majoritatea mărturisitorilor intenții de Hristos au probat. Vă spuneam ce am întrebat, când am întâlnit, ce extraordinară este această putere de transfigurare a crucii. O putere care i-a făcut pe toți cei care au intrat în infernul comunist, în închisoare, unde erau destinați să moară, să fie exterminați. Ce minunat este că închisorile au devenit mănăstiri, au devenit biserici ale împrejurilor. Ce minunat este că ei au împlinit ceea ce spune un poet creștin, că Mântuitorul Hristos
alăture suferința și nici ca să explice suferința, ci să umple suferința de prezența lui Dumnezeu. Și El s-a așezat în această cruce a suferinței. Și numai prin cruce, numai prin cruce, lumea aceasta, în ciuda faptului că Ivan Karamazov există în fiecare drag, lumea aceasta arată că, Dumnezeu lucrează, că este prezent și mai mult decât atât, așa cum ne învață Părintele Nicolae Ștefan, este pe șantierul vieții fiecăruia dintre noi. Și este pe șantierul vieții fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când suntem în smerenie, când suntem încercați, când suntem în suferință, când strigăm. Și avem la Nicolae Ștefan, avem numeroase exemple în care el este învăluit pur și simplu de lumina aceasta dumnezeiască după ce acceptă crucea lui Hristos, cu ce se botează. Deci, fiți mei, fără cruce, toate încercările, toate răutățile, toate suferințele acestei lumi sunt o absurditate și o fatalitate. Sunt o fatalitate. Fără cruce, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, care duce spre înviere, moartea noastră este o fatalitate. Moartea noastră, pentru că noi vorbim foarte frumos despre moarte, atunci când se întâmplă de altul. Dar când este vorba de moartea noastră, atunci lucrurile se schimbă. Atunci vorba aceea existențială care ne așează pe o smerenie, vrem noi să nu vrem conștienți sau mai puțin conștienți, vorba aceea nu poate fi împotrivită de crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, Mântuitorul se așează pe această suferință a lumii. Dar mai mult sunt întrebat în ceea ce ne învață mărturisitorii din istorie comuniste și Părintele Sfântul este genial aici. Și în teologia dogmatică, o întâlnire, nu știu, vorbesc de cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, atunci când arată că Mântuitorul Iisus Hristos se așează în suferința fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când suferim, suntem mai sensibili. Și atunci înțelegem de ce. Iată, crucea este, de fapt, taina vieții noastre. Fără cruce, nu merită să ne naștem. După cum era Emil Ciorar. Sfântul Emil Ciorar, fiind de preot, iar talentat, biseist. Și el are un război permanent cu Dumnezeu și cu Sfântul Apostol Pavel. Și scrie acest registru nihilist, care este și diabolic în același timp. Are părere despre neajunsul de a fi născut. Este una dintre cărțile lui publicate în limba franceză. După aceea, are tratate de scumpul. După aceea, dacă e dată de scumpunere pe urmile disperării și în sfârșit și o soluție. Este o carte, partea de la disperării. Și atunci, vedeți că și astăzi se pune problema eutanasie, se pune problema aceasta morții dulce și mai departe, la sinuciderii asistate, sinuciderii, cum să vă spun. Este civilizată. Așadar, dragilor, la temelia vieții noastre stă iubirea răsăritită a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune
Fiul lui Dumnezeu este judecat de la întâmplarea lui. Mielul lui Dumnezeu este înjudecat de la întâmplarea lui. Această lume se întâlnează de jertfa mielului lui Dumnezeu, care, la primirea vremii, se așează în jertfa aceasta dureroasă a mântuirilor, a răsfrânirii pe cruce, pentru că după aceea se deschide nouă ca răsfrânire. Fără că, și aici s-a făcut o deosebire, între noi, ortodoxi și apostolii, e o deosebire. Spre exemplu, întotdeauna e posibil în aceste cântări, de la Duminica Sfintei Cruci și apoi Săptămâna Sfintei Cruci. Cântările au și o tristețe, dar în același timp au și o lumină în mântești. De fapt, aceasta este luminarea. Nu se întâmplă și în capul Sfântului Andrei Vitean. Un fel de tristețe care se deschide spre strălucire. Adică, întunericul tristeții este încet încet privit de lumina vierii. Și pentru că dacă nu mai vedem crucea, nu mai lamentându-ne, atunci s-ar putea ca să ajungem la un destăvește. La o părere de rău, la o părere de rău, păcate și pate, care să fie o simplă remușcare pentru ceea ce vă plin noi rău. Însă, vedeți, diferența mare este că între remușcarea și pocăința adevărată a crucii este o deosebire esențială. De ce? Pentru că remușcări pot avea morți. Dar unul dintre ei a ajuns să se sinucide după a fost Iuda. Iuda a avut remușcarea. Dar ce n-a avut? N-a avut pocăința, adică nu s-a întors la Mântuitorul lui Hristos să-i ceară iertare. A luat rău din el și rău din el ce-a făcut? I-a devenit fatal. Pe când Sfântul Apostol Petru, care a crește de asemenea, rădându-se, s-a întors, dar mai întâi să ne amintim în momentul în care și-a venit să l-a crește. Ce spune Evanghelia? A plâns cu amar. Deci, majoritatea, Evanghelia de astăzi spune că Leala a fost întâlnită și ați văzut că opțiunea aceasta de a lua crucea și a lua lui Hristos este singura prin care noi putem înțelege care este lumea lui Hristos. Pentru că o viață care trece prin durere, prin suferință, prin încercări și noi, ca duhovnici, vă rog să nu credeți, vine foarte greu și simplu, simt dureros în momentul în care vine o doamnă la spovedanie și îmi spune că i-a murit soțul, după aceea a murit băiatul, după aceea a murit. Deci, trei, patru în același an. Cum poți să explici ce logică are o asemenea viață? Și atunci, singura logică este acceptarea ca o cruce. Este acceptarea ceea ce spune Sfântul Maxim, că toate cele văzute se cer după cruce și toate cele gândite au nevoie de pământ. Dar vreau să mă gândesc asupra acestui Dumnezeu. Cum ar fi toate cele gândite au nevoie de pământ? Tot în interesul lui Maxim, frumos. La un moment dat, spune Părintele, mintea noastră, cu cât suntem noi mai deștepți, mintea noastră ajunge la un fel de părere de simbionte. Crede că ea deja a dobândit un univers care este un univers îndeajuns încât să ne mântuiască. Și ce se întâmplă? Spune Părintele Stăpânare, această atitudine este o atitudine idolatră. Și el ne învață ce înseamnă cuvântul cu care se respectește. El spune, mintea nu trebuie să se blocheze în înțelesul cuvintelor.
Cuvântul trebuie, cuvântul răstignit, trebuie să aibă transparență, trebuie să aibă o elasticitate care întotdeauna să trimită la o realitate care este dincolo de el. Ori ceea ce se întâmplă, ce vedeți, cei care nu au revelația crucii ajung să facă din dogmele ideologice, să le facă infalibile, adică acestea sunt adevărul absolut și numele acestor dogme ideologice, ce fac? Crucii. Îmi spunea prietenul meu, că el e foarte reputat de Dumnezeu, a, biserica, e cu mediul, inchiziții. Și atunci îți lăsa la partea faptului că biserica răsăritea nu are inchiziție. Da, asta nu e scuză. Trebuie să spunem. Și a zis, hai, câte victime au avut inchiziția? E, inchiziția depinde și nu câteva mii. 3-4 mii, cam așa. Hai să vedem câte victime au avut inchiziție ideologice. Pornim de la Revoluția franceză. Și a spus, știți, cartea neagră a Revoluției franceze. Și o să vedeți câți nevinovați au fost urmăriți din Revoluția franceză. Câte victime a avut bolșevismul? Și vă dați seama ce diabolică ideologie să-i faci pe frați să se urmească între ei, dar la ta roșie, la ta albă, încât la un moment dat, dacă cineva ar fi de la albă, spui Rusiei, n-ar fi reușit să provoace atâta victime cât s-au omorât ei între ei. Deci, 60 milioane, hai să zicem, la stadion, nu? După aceea, câte milioane de victime are maoismul în China, regimului Pol Pot și așa mai departe. Și azi, de ce vorbiți mai de inchiziția bisericii? Când, de fapt, inchizițiile ideologice moderniste sunt numai diabolice. Și atunci înțelegem că ceea ce se petrece la noi cu această răstignire a neamului românesc, răstignirea neamului românesc în închisorile comuniste, Aiut, Gherma, Cinava, Tângu Ocna, Mierculeanu și așa mai departe, închisorile așa de copii care pe 19 martie, chiar pentru că m-am avut seara cu Zulibarului, am observat, de fapt, trecerea la Domnului Eugen Maxim, care a fost arestat, hai cred, ce s-a întâmplat la Pitești, ingineria aceea diabolică, în care pur și simplu au fost bătuți, încât au ajuns să se chinuiască unii pe alții, cel mai complet experiment. Că atunci noi vorbim despre inchiziții, despre inchiziția evoluentă, vedem ce inchiziții am avut în secolul al XX-lea și ce au născut aceste inchiziții antichristice, au născut sfinți. Sfinți mucenici și mărturisitori. Au născut, cum spuneam, jurnalul fericirii, în Aiștaina, au născut bucurile suferinței părintele Dimitrie Bejan, au născut întoarcerea lui Hristos al Ioanei Părinte, au născut toate aceste mărturii și această creație a deci poeziei din detenție și o volumare de poezie, spre exemplu, la seara pe care a făcut-o la facultate, Dan Basilescu a cântat și liturghia Miciurucă, foarte frumoasă, prima dată am auzit-o, pentru că părintele lui Valeriu Gavencu și apoi ceva de la Rugin. Deci, a umple suferința ta, a umple încercarea prin care trece de prezența lui Dumnezeu, aceasta este cea mai mare șansă, că totuși, da, suferința este o realitate. Încercarea este o realitate. Dar, dincolo de această încercare, este, de fapt,
puterea lui Dumnezeu. Și de fapt nu există altă cale de a simți că Hristos este aproape, că Hristos este cu sfârșitarea pe șantier, decât dacă accepți această taină a crucii. O taină pe care Părintele Nicolae Ștefan o mărturisește astfel, reluând un citat al Maștii Medicine, Hristoase care iubește pe cei ce te răstignesc și răstignește pe cei care te iubesc. Da. De ce? Pentru că în momentul în care accepți răstignirea alături de El, atunci vei simți mare bucurie a învierii. Și aș încheia, a vorbit despre taina crucii, că de aseamnă este cea mai profundă, cea mai profundă cugetare teologică se vorbește. Părintele Nicolae Ștefan ne spune că omul răstignit este distrus de ceea ce i-a fost podoabă și vicinată. Nu îi se adaugă nimic cruci. Chinul, spune el, este pur, provine din cea mai propriu, mai vechi de iubire și de vie. Pe cum ce omul e propriu se simte mâine, este numai scos din mișcare și din libertate. Ești vertical, vertical de voi. E creștinul însă și avea vertical tale. Ba faptul asta nu atât de goliciune, spune el, cât în parodierea celor două axe, orizontală și verticală. Un creștin fără cruce este identic celui propus în una din cele mai teribile povestiri ale marturilor, patrimilor de Giovanni Rapini. Marea Rapini, fără parte, convertirea tuturor evreilor, cerând în schimb, ștergerea din Evanghelia a episodului de strâmbire. Spune așa, în jertfa sa pe cruce se predică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului. Pentru aceasta i s-a dat puterea de a judeca lumea, fiindcă a cunoscut-o cum nu se poate mai primi, mai înjoși, prin suferință, prin suferința rezervată celor mai de întregi dintre oameni. Socrate omul a murit în conjurat de discipul fidel, tratatul de referență, sorbit de cupa cu traumă de numeroasă, filozofit să fie și de Dumnezeu. Hristos Dumnezeu și-a găsit partea cu tătare și întregice. A murit părăsit de Aisei, expus gol, plin de rând, de vânătări și de sânge, pe un dâmb, luat în derâdere, provocat aparent, de acord cu nimic aparent, de acord cu nimic și compromis. Așadar, fără de cruce și răstignire, Hristos ar fi fost un mare și bun de comunicător. Numai prin El se mărturisește Fiul lui Dumnezeu, pe omul și Dumnezeu. Adevărat de cruce, chiar fără intenție rele și motivare, înseamnă a înțelege misiunea cuvântească de Hristos, voința sa de a se identifica soarele de energie, a cunoaște în forma cea mai bine făcută. Așadar, crucea ne cere nouă să coborâm în realitate, în realitatea profundă a lumii și spune iarăși cu Einstein, nu ne-a mântuit cu precepte, numai cu precepte, la genice, ci ne-a mântuit cu însuși sângele său, jertfa sa, care înseamnă carne sfântecată, înseamnă sânge de cruce și la jocurile. Dar în același timp de răbăție, pentru că după aceea e umple ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, biruința asupra morții, ne spune unde ți este diavolul, unde ți este moartea biruința ta, unde ți este diavolul biruința ta. A înviat Hristos și moarte nu mai este. După ce Sfântul Apostol Pavel
se lamenta spunând, om nenorocit ce sunt, cine va va scăpa de trupul morții acesteia? Așadar, ce mai putem ca Domnul Iisus să spunem noi? Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă. Și în același timp, spune de fiecare dată și în Părtășanie și în rugăciune, crucii tale din tine Hristoasă și Sfântă Fie a ta, că Tu ești Dumnezeul nostru, în afară de tine, pe care mă rog și în numele Tău. Cu alte cuvinte, spune Eșaia, în închisoare, sau în suferință, cui să te rogi? Zice, Buddha este nevoie. Alacul este în așa viața Lui. Dar simțirea că Hristos este mai prezent acolo, mai mult decât oriunde. Și să ne ajute Dumnezeu ca să înțelegem această mare taină a crucii și să înțelegem că ne-am înțeles. În ciuda tuturor defectiștilor, în ciuda tuturor și din păcate au din ce mai mult acest lucru. Ca să ne înțeleg. Fraților, sunt în stare. Dar sunt în stare nu știu dacă acceptăm starea de Dumnezeu. Și nu știu dacă v-ați spus de asta la trecut, am fost în Italia, aia să vedea la Ciușura de la Vărhin, și vreau să vă spun că am fost impresionat de această prezență a Mântuitorului asupra Lui. Am avut locașul de cult, catedrale părăsite, care nu se mai zăbușește, le-am transformat în Biserică Ortodoxă, adăugând care plătează și toate și să duci în Sfânta Liturghie. Iar dacă întâlnați, de exemplu, în Italia, să se duci mai multe botezuri decât în întreaga patriarhie română, înseamnă că, iată, credința noastră dospește în afară. A fost, de asemenea, în Darimar, la fel, a început să vină lumea să să plece din Danemarca și așa ajunge. S-au regăsit în biserică. Tineri care nu mergeau la biserică, nu se scordau, nu se mătășeau. Ei s-au regăsit în biserică și au revenit acasă. N-au găsit o altă temerie a vieților, a ființelor de biserica, credința, spovedania, mătășania, Sfânta Liturghie. Și atunci, noi neamul românesc n-a fost un neam, n-a fost un imperiu. A fost întotdeauna răstigniți. Și cu Brâncoveanu și cu toți voievoții români. Dar în același timp suntem și un neam. Și dacă vom înțelege că noi avem de dăruit Europei, nu avem voievoții. Dar vom avea de dăruit Europei o spiritualitate. Pentru că la toți de Evanghelie de astăzi se spune ce va câștiga omul dacă va dobândi o la toate sufletul său și va pierde sau ce va da o spiritul și sufletul său. Avem încă suflet și nu știu dacă v-ați spus anul trecut, pentru că anul trecut ați spus o lege de masă de zi. Voi rămâneați plecat în Occident, a rezolvat un problemă materială. Deci, da, lipsa locurilor de muncă și așa mai departe. Nu discutăm politică acest aspect. Însă Dumnezeu va întoarce această plecare a noastră într-o reîncreștinare a Europei. Auziți. Dacă aș fi spus-o eu, atunci eram triunfalist. Triunfalist pentru că sunt român. Dar a spus un francez, convertit la Ortodoxie, care trăiește Sfântul Darus, a scris o strategie Ortodoxiei, care trebuie la Domnul, dar înainte de a trece la Domnul, el și-a mai
muzee. Și lângă Genova și peste tot, la Sagona a fost, la Onța, sunt catedrale, oameni care au fost dăruite românilor pentru Sfânta Liturghie. Și dacă a fost acum vreo 3 ani, de Genova, în Congres, creștinătatea de Sfântirea și acuțeamă între schiță și unitate. Și cardinal Maria Sfântul, care este cardinal de Genova, dar este și președintele conferinței episcopilor de Italia, și acum are pentru toată Europa, cum mă trebuie la așa? Vorba, nu le-ai gândat pe copilul Hitler așa și pe așa. E acest om care este înțelept și ne-a zis, dacă Europa arată așa, desacralizată, este și din cauza noastră, a Bisericii Apostolice. Voi ați păstrat misterul pe care noi l-am pierdut. Străduiți-vă să îl pierdeți. Și dacă Marca Proprusă de Corinat, un francez preot creștin ortodox, care a avut care cea mai frumoasă compromiere cu Părintele Sfântului Ioan Crăciunul cel Mica, o scumpărată cu jutem, îndrăzește să înțelește din diverse și a fost adus în mica domnului vorbită, el a spus, ascultați, bogăția sărăciei voastre, e sărăcia bogăției voastre. Acum un joc de cuvinte. Pentru că sufletul este cel mai de preț. Și un alt străin. Este vorba de Părintele Simon Careopulos. A trecut la Domnul de 2015. I-am propus la Părintele lui. Am spus un lucru. Voi românii, aveți nevoință, sunteți ușurelnici, dar aveți totuși. Aveți niște virtuți, să spunem, pe care nu le-au alții. Sunteți smeriți. Pentru că așa, acum, smerenia asta a ajuns un fel de autofagelare, așa, un fel de defetism. Dar sunteți smeriți, sunteți răbdători și sunteți patrioși. Și dacă ați spus acest lucru, e foarte bun de un semn pe care l-am fost. Îndrăzneți să întreb, vorba lui Ștefan, întreb cei de noi, că, da, Dumnezeu are o misiune de împlinit cu noi. În această revoluție, în care 4 primari, 5 mai nu știu cum se întâmplă, nu toți suntem din cei care sunt în diaspora mea la biserică, dar dacă este un procent acolo de 30%, este extraordinar. Pentru că spuneam Părintele Asfântului, rușii, sunt imperialiști. Dacă mă duce la locul respectiv, care mă trebuie în locul de ruși, e gata cu pară. Nu. Avem. Imediat, nu am văzut în România. Grecii sunt ce sunt mândri, dar voi, vorba Domnului Sfântul care nu vă sunteți veniți, răbdători și patrioși. Asta înseamnă că acceptăm această răspundere. Și poate că acceptând această răspândire a poporului român, Dumnezeu le va păstra